Bărbatul a oferit spre vânzare printr-o postare pe un site de specialitate un telefon mobil. În aceea seară, în jurul orei 21, s-a și întâlnit cu o persoană necunoscută care era interesată de cumpărarea aparatului. Este vorba de un bărbat cu care s-a și întâlnit în zona sălii sporturilor din municipiu. Necunoscutul i-a oferit suma de 500 de euro, iar băi Măreanul i-a înmânat telefonul. Numai că, după ce a intrat în posesia banilor, și-a dat seama că par falși. Firul de securitate lipsea, iar seriile de pele erau tot câte două, a declarat pentru Vasile Dale.ro, nu a mai putut face altceva decât să se sizeze poliția. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație a unor valori false. Maramureșenii sunt sfătuii să fie atenți la afacerile pe care le fac, o astfel de tranzacție nefiind recomandată de oamenii legii, mai ales că nu este singurul caz de valută falsă care a ajuns în atenția polițiștilor.